Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție matinalului, cea de astăzi, joi, 14 noiembrie 2013, o zi frumoasă de la bun început, frumoasă pentru că ne primiți dumneavoastră în casele dumneavoastră de la această oră. E de bine, avem multe lucruri interesante să vi le aducem la cunoștință și avem și o sumedenie de invitații în această dimineață, prezenți de la prima oră, astfel încât, repet, din punctul meu de vedere nu poate fi decât o ediție reușită a emisiunii noastre. Și o să vă spun așa, că vom discuta în această dimineață, bineînțeles, trecem rapid prin presa locală de astăzi, prin presa scrisă, să vedem care sunt principalele titluri pe care le-au scos în evidență colegii noștri. Discutăm mai apoi, în ordinea intrării în atenție pentru această emisiune, cu domnul Ioan Stan, dar nu deputatul de Fălticeni, ci un profesor de geografie care a șlefuit multe generații de elevi până în momentul de față și care vine să ne prezinte și o altă perspectivă în ceea ce privește Roșia Montana. Eu aș zice că nu e un subiect închis ceea ce se întâmplă acolo, astfel încât cred că abia acum, când lumea nu mai este învolburată, deși nu trăiesc cu senzația că s-au liniștit lucrurile, dar acum când nu este lumea învolburată, cred că putem judeca, să stăm strâmb și să judecăm drept în ceea ce privește subiectul Roșia Montană. De asemenea, am să-mi permit deja să o salut domnul Ioan Stan. Bună dimineața! Bună dimineața! Frumos era să prezint întâi doamna care este în această dimineață alături de noi și o să-și facem lucrul ăsta. Doamna Saveta Ionesc, să rămână. Bine ați venit. Prima oară la noi, nu? Prima oară la dumneavoastră în emisiune. Nu la mine, la mine știu că atâta lucru mai țin minte. În studio Bucovina TV. Da, doamna Saveta Ionesi este cea care, stați că PRM-ul a ajuns și asta să fie un fel de PNCCD, pe aripi, pe aici, pe... Sunteți împărțiți între... Din punct de vedere statutar și din punct de vedere al legislației, în momentul de față există un singur PRM, cel condus de președintele Corneliu Vadim Tudor. Da, dar eu de asemenea știu că au mai fost niște alegeri și că l-au dat jos pe Vadim Tudor, că partidul nu-i de pe proprietate personală. Există un proces în instanță în care se contestă acel congres de la Alba Iulia, care a fost în data de 27 iulie. Practic, da. Acolo s-au prezentat niște persoane care au fost excluse din partid. Da. Și din punct de vedere statutar, acel congres nu este în momentul de față recunoscut. Nu are cum să fie recunoscut. Exact. Am înțeles. Bun, eu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, domnule, statutar, nestatutar, trebuie să o spunem pe aia dreaptă. Un partid nu e proprietate personală a cuiva, nu poate să meargă în maxim lucrul ăsta. Dar în ceea ce privește PRM-ul, poziția mea, dar parcă PRM fără Vadim Tudor ar fi așa, nu știu. Foarte mulți membri consideră lucrul acesta, deci el este brandul partidului. Eu zic că se identifică. Exact, se identifică. Partid, spre exemplu, PSD-ul fără Ion Iliescu dovedește și arată că poate fi, da? Mai sunt și multe alte partide, dar în cazul PRM-ului nu știu... Adică mai era de muncit acolo, mai era de făcut, dar oricum o să aprofundăm acest subiect și în cadrul acestei emisiuni și doamna Saveta Ionesc, trebuie să știți dumneavoastră, stimați spectatori, că n-a venit singură, a venit însoțită de domnul, e zi în cine îl mai recunoaște. Domnul Cerlincă, deghizat cu barbă, bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ce faceți? Și domnul. Ce să fac? M-ați spus că m-ați găsit cu barbă. Păi de când nu m-ați invitat la emisiune, e normal că mi-o cresc cu barbă. Au dat faliment toți ăștia, producătorii de aparate de... Da, nu? Frizerii mai ales. Și frizerii. Da. Ce mai faceți? Ce să fac? Mă credeți că la un moment dat eram foarte curios. Dom'le, unde e domnul Cerlincă? E scandal în PRM, dar domnul Cerlincă de care parte e? Păi, dacă cum puteți să puneți întrebarea de partea cu ei, domnule, dacă știți că sunt un vadimist, 18 ani de partid PRM alături de președintele Vadim,
Am fost și a spus ce mai fac. Fac politic în continuare, sunt pensionar, mă lupt în continuu, tot mai cât mă pricep, 18 ani de politică, tot am un pic de experiență. Mai stau cu oamenii de vorbă și tot îi lămuresc și să nu se mai lese păcăliți de politicieni ăștia mincinoși care minte și uitați, 23 de ani unde au ajuns țărișoara asta noastră. Da, deci înseamnă că domnul Celincă face politică degeaba. 23 de ani spune să voteze invers, da. Iese numai așa, nu? Da, dar oamenii mea sunt păcăliți, au uitat, o să vă prezint, dacă o să-mi dați voie, o să vă prezint tot ce prezentau politicienii ăștia ajunși la putere și care au fost la putere, vreau să vă prezint ce am fluturat și ce promiteau ei așa și până la urmă au făcut absolut totul pe dos. Nici o promisiune nu s-a ținut de cuvânt. Nici măcar una singură. Nu vreau să-mi arătați una singură. Nu vreau să vă dau așa. Au spus clar mărirea salariilor și asta. Ați văzut salariul. Domnul Celincă, eu am o idee. Eu știu că dumneavoastră sunteți cu domnul Vadim Tudor, dar haideți să facem noi doi un partid și să spunem așa, deci platforma electorală. Domnule, începând, dacă ajungem noi la putere, nu dăm salarii mai mari, băgăm mai multe biruri, facem, nu știu, dar să spunem ceva, adică, domnule, instaurăm dictatura. Instaurăm dictatura bunului simț. Adică, domne, mai fura și voi, dar mai puțin tel, mai să mai ajungă și la alții. Facem un partid amândoi, dar președintele să fie Vadim. Da, da. Așa? Da, nu, m-ați blocat. Dacă sunteți de acord așa. Nu, domnul Marius, nu vreau tot să înțeleagă oamenii, că mulți îl acuză și pe Vadim. Au făcut și el greșel ca fiecare. O făcut, dar greșel, cine nu face greșel? Au făcut greșel, dar nu au făcut greșel să suferi țara cum au făcut greșel astea, cu legi proaste. N-a avut ghinion sau noroc să conducă țara. Nu știu. Nu, la toate alegerile i s-au adus ceva, i s-au adus acuze nedrept. Uitați acum cu povestesc și doamna președinte cu partidul, cu vrea să se rupă în două. Aici e o mișcare, oamenii nu pricep. Nu, e o mișcare, vrea să facă să distrugă Partidul România Mare. E singura forță naționalistă. Ei, Partidul România Mare, dacă ați văzut, numai el, Vadim, prin vocea lui Vadim, el a mai arătat adevărul din țară. El, dacă știți, în Parlament, când era, s-a opus atâtor privatizări, domnule, era privatizat. Roșia Montana, vorbiți astăzi de Roșia Montana. Văd mulți politicieni se dau acum mari patrioți, că ei nu sunt de acord, să nu-mi povestească nimeni asta. Toți au fost de acord cu proiectul de la Roșia Montana. Singurul a fost Partidul România Mare. Stai să vedeți ce exercițiu interesant facem noi în dimineața asta. Vadim a fost care s-a opus și în Parlamentul European și în Parlamentul României când era. Da, dar vedeți dumneavoastră, tot Vadim era și cu de partea câinilor comunitare, a avut o alocuțiune, domne, nu mai vin în România, nu se mai poate așa. Adică, cum spuneați, mai și greșește omul. Dar nu înțeleg cum greșește, adică în privința câinilor, cum a greșit el? Păi, prin atitudinea pe care o are, unii găsesc un sprijin din punctul ăsta de vedere. În felul în care domnia sa a înțeles să exprime vis-a-vis de problema câinilor comunitari. Ori noi avem o problemă cu câinii comunitari, cu numărul lor și cu faptul că sunt pe străzi. Avem o problemă, eu înțeleg asta, dar vreau să vă spun problema. Problema este cum odată acum ați văzut ce, o hotărâre de lege să-i omori, să-i otărăsesc câinii, să... Doamne, da, suntem popor creștin, care... domnule Marius! Da, ce facem? Nu ce cum ce facem? Dar Uniunea Europeană, am înțeles, o să vedeți dacă o să se descopere până la urmă câți bani au alocat pentru să facă adăposturi de câini ca în orice țară civilizată. Dacă politicienii au folosit bani în alte scopuri... Atunci eutanasiați altceva, eutanasiați căile astea prin care banii ajung în alte părți. Noi, despre eutanasiere, nici animale, nici oameni, asta nu se poate. Noi suntem popor creștin, domnule Mare, să nu ucizi, spune Sfânta Biblie atât de frumos. Dar, nu spune nimeni, eu nu vă spun sincer, eu n-aș avea puterea să omor un câine. Așa, dar câinii ăștia care au ajuns... Dar nici într-un caz, să avem, pardon, de sterilizat, dacă aș ști cum, aș steriliza la greu. Vreți să-mi spuneți mie că toți aia care au chipurile alea prin ureche au fost sterilizați? Dar știți ce? Haideți că intrăm prea abrupt în subiectul ăsta și nici măcar nu-i pe ordinea de zi. N-am votat ordinea de zi. Adică ordinea de zi e votată. Discutăm de Roșia Montană și haideți așa de la început. Că în ziua de astăzi e la maniera asta. Dom'le, tu ești pro sau contra? Eu mi-aduc aminte că de foarte multă vreme am zis că sunt împotriva proiectului și aveam argumentele mele mai mult rațiuni financiare, vă spun sincer. Eu partea cu ecologia era așa. Ca după aia să-mi dau seama că și problema, partea cu ecologia e una foarte, dar nu așa, foarte, foarte importantă în toată ecuația asta. Dar așa, de la început, ca să nu discutăm la unison, bănuiesc că dumneavoastră, domnul
Cerlin, că mi-ați expus punctul de vedere, sunteți împotriva proiectului Roșia Montană așa cum e acum, nu? Păi sau sunt de la început. Vreau să precizez aici. Sau sunteți totalmente împotriva? Dacă vreți să precizez, să uite telespectatoare la mine și pot să spună, domnule, ăsta un om simplu, cine e ăsta, domnule, să-și dea ei cu părerea? Eu vreau să spun că am citit foarte mult, sunt informat bine, cunosc foarte bine tema Roșia Montană și de-aia pot să mă pronunț și am să vă arăt, dacă o să-mi dați voie pe parcursul emisiunii, vin cu niște date, nu de mine, de specialiști, nu de politicieni care minte acolo și influențează pe oameni că trebuie locuri de muncă, lăsați-mă cu locul lui, o păcăleală mare, domnul, am înțeles că are și el din zona respectivă. De pe acolo. Acum. O să vă povestească și o să vedeți adevărul care nu ți mint politicienii ăștia, că v-am spus mincinoși. Deci noastră sunteți teoretic sau măcar la nivel sunt de discuție, proiectului, proiectului. Doamna Ionescu, noastră tot așa? Tot așa. E linia partidului, nu? Și linia partidului și opțiunea mea personală. Dar de ce a fost determinată această opțiune? La fel, am pe internet am urmărit chiar cu mare interes acest proiect și nu sunt de acord cu folosirea cianurii. Deci, pentru exploatare se va folosi cianură. Deci, nu s-a ajuns la o tehnologie mai avansată să fie adoptată în România și se merge pe cianură. Deci, în Parlamentul European, în anul 2010, în jur de 500 de membri parlamentari au votat împotriva folosirii cianurii. Deci noi ajungem să folosim în anul 2013-2014 tot acest produs pentru... Deci să se... Da, în momentul... Știți ce? Dacă sunteți trei, măcar eu am să fiu și în această dimineață voi încerca să fiu avocatul diavolului. N-am să pot să fac lucrul ăsta sub nicio formă, pentru că nu știți foarte bine poziția, stimați respectatori. În esență, cel puțin pe actuala construcție sau pe cea care ne-a fost prezentată mai devreme, eu nu am cum să fiu de partea proiectului Roșia Montană, dar în dimineața asta am să încerc să fiu de partea acestui proiect, de partea, tocmai pentru a crea un cât de cât echilibru. Domnul Stan, haideți, spuneți-mi, vă rog frumos, povestea noastră. În primul și în primul rând, foarte mulți dintre foștii noastre elevi, chiar de aici, din Suceava, vă cunosc, dar nu știu dacă vă știu povestea. Povestea în sensul modul în care am ajuns la Suceava, fiind din zona munților Apuseni. Și asta, aici ar fi o singură explicație, v-ați măritat. Da, m-am măritat în Suceava după anul 1970. Am venit în 70 și cea mai mare parte a vieții mi-am petrecut-o aici. Dar nu asta este important. Eu sunt din zona... E important, domnul profesor. Pentru că noastră, după cum spuneam la început de emisiune, ați șlefuit generații întregi din calitate profesor de geografie. Ani buni chiar și aici la Suceava, la Liceul Ștefan cel Mare, da? Și la mai mult la Liceul Pedagogic. Și la fostul Liceul Pedagogic, da. Și în ultimul timp la Universitatea Ștefan cel Mare, la Facultatea de Științele Educației. Eu vreau să fac precizarea de la început. Sunt împotriva proiectului Roșia Montană, dar documentat. Din cel puțin trei puncte de vedere. Unul, din punct de vedere al ecologic și al dezvoltării durabile. Al doilea, cel care se referă la aspectele economice. Și al treilea, cel care se referă la soarta populației din această zonă, la modul în care se presupune sau se lansează ideile că pot să fie angajați un număr mare de oameni în acest viitor proiect. Și dacă este nevoie din toate să discutăm despre toate aceste trei aspecte, să discutăm despre ele, voi încerca să susțin cu diferite argumente, pentru că am studiat această zonă, o cunosc foarte bine, nu numai de când s-a amplificat problema aceasta a Roșiei Montane sau a proiectului Roșia Montană. Proiectul Roșia Montană pe varianta asta cu RMGC-ul ăsta. Da. Pentru că aici e povestea. Roșia Montană există de 1880 și ceva de aproape 2000 de ani. Este cea mai veche localitate din România. Atestat istoric. Tăblițele de la Roșia Montană
care sunt o, dumneavoastră știți mai bine despre aceste probleme, arată că încă atunci, în vremea aceea a stăpânirii romane, era o scriere prin care se prezentau anumite contracte între proprietarii de mine și cei care lucrau, între vânzători și cumpărători, în sensul bun al cuvântului, nu vânzători de țară sau... Da, da. Bun. Eu aș vrea să le defalcăm cumva toate aceste discuțiuni și știți ce se întâmplă, stimați telespectatori? Domnul Stan, din dorința de a își susține ceea ce spune, pentru că e moț. Da, da, sunt moț. Domnul Stan e moț. E născut acolo, e crescut acolo. Are și o pasiune asta pentru fotografie și film și nu e de azi de ieri. A ajuns acolo în Apuseni, a ajuns în zona Roșia Montană, a filmat acolo cât de mult. Domnia sa ne-a dus niște materiale, colegii mei l-au prelucrat oarecum, dar haideți să vă spun cam care e ecuația. Deci noi n-avem o oră jumătate la dispoziție în această dimineață, iar domnul Stan mi-a dus 2 ore de interviuri cu oamenii de acolo. Așa că dacă o să vedeți unele sincope în cadrul ediției de astăzi, eu am să vă rog să nu vă supărați pe mine, cât o să reușească, și gândiți-vă că la tehnic în dimineața asta avem doar 3 colegi, din care unul singur își încurcă degetele în calculator acolo, iar dacă n-o să le mișcăm foarte repede, o să vă rog să ne înțelegeți. O să încercăm să spicuim așa, din viteză, să dăm drumul în partea a doua a emisiunii la interviuri și să vedem acolo câteva opinii ale oamenilor de acolo. Pentru că în ultima perioadă mi s-au prezentat și, acum încerc eu să fiu de partea asta, domnul Stan, foarte mulți cetățeni văd, spun da, Roșia Montană, pentru că se creează mii de locuri de muncă. E un avânt economic deosebit în zona respectivă. Sunt foarte mulți cetățeni care de acolo din zonă nu-și doresc decât să muncească. Cum veniți dumneavoastră și spuneți că e altfel? Da, știți, povestea cu cei 4 evangheliști au fost 3, Luca și Matei. Cam asta așa o știu, îmi place situația. Să o folosesc des. Cam așa este și aici cu locurile de muncă. Se vehiculează diferite cifre cu privire la locurile de muncă în perioada de organizare, în perioada de exploatare și în perioada de refacere ecologică sau post-activitate, să-i spunem. Unele cifre date de RMGC arată în jur de 3.000, altele 4.000, altele câteva 800. Din pix nu e nicio problemă. Da, se poate scrie orice și lumea poate să creadă, dar trebuie să avem în vedere următoarele lucruri. 1. Că acolo vor lucra, se va face totul aproape mecanizat. Deci un număr prea mare de oameni, din cei 1800 de oameni din populația activă care sunt șomeri, nu vor putea fi angajați, pentru că foarte mulți vor fi, se consideră că vreo 40 sau 60%, restul vor fi specialiști din altă clasă, care vor veni din altă parte. Mai ales cei în domeniul calculatoarelor, cei în domeniul în alte domenii de vârf, și atunci vor lucra acolo doar pentru anumite, să spunem noi, vor lucra doar în diferite ramuri cei mai puțin calificați. Acum să spunem un lucru. Există posibilitatea, dacă 3.600 sau 4.000 sau 6.000 de oameni vor lucra în acest proiect, atunci trebuie să împărțim și la numărul de ani, de 25 de ani de activitate. Da, domnul, am zis că eu am să fiu avocatul diavolului în dimineața asta, dar totuși se creează niște locuri de muncă. Se creează locuri de muncă, dar există și alte... Și mai mult decât asta, mai sunt și cele pe orizontală, că știm foarte bine, un om care muncește acolo, este foarte adevărat. Eu nu spun că nu se creează un număr de locuri de muncă, dar cu ce preț? Asta este problema, cu ce preț din punct de vedere ecologic și din punct de vedere social, pentru că să nu uităm... Parcă m-aș fi la filo pe bună, adică da, sunt 800 și ceva de pensiuni au apărut pe Valea Reșului, comparabil cu Valea Prahovei.
în care lucrează 4600 de oameni care plătesc impozit. Domnul Stan, n-au cum să fie comparabil cu Valea Prahovei, ce acolo pe Valea Rieșului, pentru că niciodată noi aici, în Bucovina, nu să fim vreodată atâta timp cât nu avem infrastructură. Deci, vă zic clar, tragem autostradă până aproape de Valea Rieșului și pe acolo e tot un regulă. Este la vreo 60 de kilometri autostradă. Vrem să folosim Sarmizegetuza să mai ajungă tot românul să vadă cum e pe acolo. Trebuie să tras drum până în zonă, nu? Bun, și asta este adevărat. Și asta e adevărat. Dar trebuie să avem în vedere că sunt înregistrate pe Valea Rieșului, deci în zona respectivă, 15.000 de ferme de crescători de animale. Asta este mult. Și în cazul în care se adoptă acest, se începe să lucreze acest proiect, nu vor mai fi subvențiile care sunt primite de la Uniunea Europeană, pentru că numai pentru creșterea ecologică se rezolvă acestea. E drept că nu putem să fim de acord cu cei care spun că turismul rezolva această problemă. La Roșia Muntană. Da. Când vorbiți dumneavoastră și nu apucă să intre altcineva, acum e dureros așa, când și dumneavoastră, parcă ați vrea să intrați. E adevărat că nu se poate rezolva numai prin turism. E adevărat, dar este vorba și de alte activități și trebuie să se ocupe cu acestea. Țineți minte, când am discutat, undată se împlinește săptămâna de când am discutat pentru a aranja cu ghilimele de rigoare această emisiune. Aranjat înseamnă, domne, la ora D ne întâlnim, materialul le-ați livrat, vedem ce și cum. Alte discuții nu au existat pentru prepararea acestei emisiuni. Deci, acum o săptămână vă spuneam că dacă acum 20 de ani se apucau și plantau peste munții aia de la Roșia Muntană, plantau salcâm sau ciorfi vrând ei, încă vreo 10 ani și aveau o mică pădure acolo, pe care dacă o defrișau peste vreo 10 ani, ia ca făceau jumătate din banii care câștigă România cu Roșia Muntană. Domnul Cetincă, vă rog frumos. Dar gândiți-vă și la doamna Ionesi. Da, doamna și pe doamna, dacă îmi permiteți, v-am spus, răspund de ceea ce afirm acum. Date reale ce prezint acum, în primul rând, toți oamenii trebuie să cunoască. Asta vreau să arate politicienii și să le explice oamenilor. Conform Constituției, bogățiile naturale aparțin poporului român. Deci proiectul cade din prima aici, nu are nicio... Vreau să vă spun, contractul acesta cu firma asta canadiană, pe o perioadă de 10 ani, atenție, 10 ani, scutirii de taxe are această firmă. Firma va avea un profit, aici vreau să răței cetățeni și răspund, încă o dată răspund de ceea ce spun. Firma va avea, cred că domnul e în temă și cunoaște exact, să mă corectați dacă spun ceva. Ați intrat pe site-urile extremiste. Firma va avea un profit de 500 milioane de euro anual. Statul român va primi, asta a fost când la început s-a încercat încă acum vreo 7 ani să semneze acest proiect, 1 până la 2% avea din profit statul român. Vedeți ce vroiau ei să facă. Acum au zis... Așa e peste tot. Nu mai știu dacă e așa peste tot, da. În Islanda, ci că 0% e profitul. Ei sunt mulțumiți să vină așa să exploateze numai faptul că se plimbă pe acolo, ci că ar fi grozav pentru ei. Nu știu. Simt aromă de american. Dar aici vreau să vă spun. Și uitați proiectul. Acest oricine vrea să folosească pentru a exploata această mare bogăție. 150 de milioane kilograme dinamită și 200 milioane kilograme de cianură. Și fiți atenți aici ce trebuie acolo ca să poată ei să înceapă exploatarea. Trebuie dinamitate 9 biserici, 8 cimitire, monumente istorice, 10 de case care au fost declarate monumente istorice, sute de case și terenuri proprietate privată. Va fi dinamitate cele mai frumoase și lungi galerii. 1700 km de galerii romane vor fi. Da. Zăcământul actual. Deci, 1700 de kilometri? 1700 kilometri! Cele mai lungi galerii din Europa, galeriile romane. 1700 de kilometri. Amintiți ceva, domnul, la început, dacă ați fost atent de galeriile romane. Acum, vedeți că lumea nu știe. Și ce spune? Locuri de muncă. Nu-i locuri de muncă. Uitați ce se întâmplă acolo. Și dacă o să-mi permiteți... Eu cred că totuși cifrele astea ale dumneavoastră nu știu cine v-ar sunt atrage reale. La... Eu pot să vă vin cu documentele. Astea sunt cifrele reale. Au mai fost publicate. Parcă trece războiul pe acolo la câte bombe, a spus dumneavoastră.
Dar nu știți pe câte hectare o să fie exploatarea așa asta? V-am spus. Dar știu, mira de suprafață arată așa ca o rană. Eu aici am scos, am spicuit. Mulți munte dintr-o parte într-alta. Dar vreau să vă spun, dar asta e spusă de geologi, de specialiști, nu e spusă de mine sau de cineva care numai să ne aflăm în treabă. Deci specialiști, eu spun ce au spus specialiștii și mai ales geologii, nu politicienii care abar n-au, o serie dintre ei, care abar n-au ce înseamnă exploatarea unei mine. Și vreau să vă spun, uitați aici, săcământul este evaluat la peste 50 de miliarde de euro și uitați ce vreau ei să exploateze. 800 de tone de aur, peste 2000 tone de argint și peste 10 metale rare care sunt acolo. Și vreau să vă spun... Asta cu metalele rare e o largă discuțiune. Ei spun că nu, că în caz de ceva le iei din haltă. Dar nu să fie tâmpit să spună că sunt. E normal. Cine este statul român o trimit reprezentant specialist să vadă ce acolo? Sunt de acord, eu sunt de acord cu altă afirmație pe care au spus-o. Dacă e vorba de exploatarea altor metale, trebuie altă tehnologie folosită. Adică ar mai trebui să mai construiești o fabrică. Nu, aici, nu e așa, domnul Stan? Aici am specificat ce sunt metale acolo. Și vreau să vă spun că și cu asta închei. Cine s-o, împotriva acestui proiect, cine s-o pronunța de țară? Biserica Ortodoxă Română. Nu numai asta, noi suntem, sau Pieremiu, tot noi, da. Noi. Nu numai noi, domnule, uitați, Biserica Ortodoxă Română, Academia Română, numeroase organizații neguvernamentale, peste 1000 de istorici, arheologi și alți specialiști din lume. Partidul România Mare, prin vocea partidului, prin vocea lui Cornel Vadim Tudor. Deci, și vreau să vă spun că s-a prezentat pe un post de televiziune un documentar cu această firmă care a exploatat în Guatemala, dacă ați fost în America Centrală și în Honduras, dacă ați văzut acolo, eu am văzut acel documentar, dacă nu am plâns, domnule. După ce a plecat această firmă, a exploatat, a luat tot ce a trebuit, să vedeți ce a lăsat în urmă. Oameni bolnavi, copii se nasc cu malformații acum, mor, au spus, 25 de persoane mor pe lună, acolo, exact după ce au lăsat o travă. Apa infectată. Asta rămâne după ce pleacă ei. Ei acum tot promit că o să facă. Că nu. Și locuri de muncă, vreau să vă spun, domnule Marius, mă consider și eu un patriot, nu chiar așa de mare, dar mă consider un român adevărat. Domnule. Chiar pentru locuri de muncă, să spunem cum a spus dumneavoastră, prin astfel că face 8.000 de locuri de muncă și asta. Eu trebuie să o trăvesc cu oamenii și să distrug în... Domnule, dă-le mâna de cărbun la ăștia să exploatează, dacă tare vrea firma asta canadiană. Nu vreau să înțeleagă cineva că vreau să vă opresc din ceea ce spuneți, dar l-am văzut pe șeful de la RMGC, ăsta românul, cum da. Îl cheamă. L-ați văzut alaltăieri sau când a fost pe Realitatea seara la cum îi zice emisiunea? În fine. Și era intervievat de Lavinia Șandru și cum îl cheamă pe moderator? În fine. Hai, da, să nu mă apuc să fac reclamă. De parcă aș face o reclamă. Ok. Și, normal, șeful la RMGC m-a interesat subiectul. Adică am vrut să văd care e punctul. Iar imediat după refuzul, după ce Parlamentul a dat pas pe varianta asta, să vedem acum ce se va discuta. Și spunea omul, încerc să-mi aduc aminte tocmai pentru a susține cumva Roșia Montană, deși vă mărturisesc că ne constat aproape imposibil, n-am un ADN pornirea asta. Dar spunea omulețul următorul lucru. Dom'le, noi am fi făcut mult mai multe, dar spre exemplu, dacă ar fi, dar uite că e închis Olchimu, Arpechimu, că am fi luat de acolo multe altele care erau din exploatare. Și mai eu vă pun următoarea întrebare. Dacă pentru exploatarea Roșia Montană ai nevoie de mai multe lucruri, că spunea, domnule, cumpăr curent din România, cine mai crede prostea la asta? Domnule, cumpăr nu știu ce din România, dar aș cumpăra de la Olchim și Arpechim. Mă, oare nu cumva le-au închis paste exact ca să cumpere din altă parte și pentru... Pun și așa o întrebare. Oare nu se leagă toate lucrurile astea cumva între ele? Domnul Stan, vă rog. Cianura de sodiu se fabrică doar în Germania. Așa că nu putea să cumpere de la... Nu, dar lua altceva. Putea să ia un tank de leșiere care se folosește, nu, care nu se fabrică la noi. Vreau să spun, în legătură cu lungimea galeriilor, nu pot să... Aveam aici lungimea lor totală. 1700 de kilometri. Da, mi se pare și mie mai mult, dar eu nu spun că nu este așa. Dar nu am date și nu vreau să vorbesc fără date. Eu nu m-am documentat așa. Nu, eu mi-am notat undeva treburile astea, dar nu știu exact
nu găsesc acum, dar în legătură cu celelalte metale rare, cred că miza nu este numai aurul și argintul aici, pentru că dacă aurul se află în cantitate de 1,5-2 grame la tonă de minereu, uitați-vă care este situația cu celelalte. Vă dau argintul 11 de grame pe tonă, arseniu 5.000 de grame, deci 5 kg sunt date oferite de, este adevărat, de către geologi. Apoi, titanul, care este folosit în ramurile de vârf de astăzi, 1000 de grame, molibdenul 10 grame, vanadiu 2500 de grame, nichel 30 de grame, crom 50 de grame, cobalt 30 de grame, galiu 300 de grame, indiu și așa mai departe. Și atunci, pentru că prin protocolul secret nu este oprită întreprinderea care face exploatarea să le extragă și pe acestea. Și asta se știe că a fost... Domnul San, e o discuție largă și se tot povestește de mult de varianta asta, de varianta, de faptul că sunt mai multe metale acolo. Vin ceri la RMGC, domne, pe noi nu ne interesează, nu folosim. Dar eu vă întreb următorul lucru. Dumneavoastră, prima pregătire pe lângă cea de moț, da? Da. E cea de dascăl, de profesor de geografie. Ce e acolo Roșia Montană? Ce e cu triunghiul metaliferilor? Ce... Haideți, repede, da. Pentru că trebuie repede, să luăm 2 minute. Da. Este o zonă vulcanică. Cu ocazia ieșirii la... Da, a fost. Și este în continuă o zonă vulcanică stinsă. Acum, odată cu ieșirea lavelor, au venit spre suprafață și aceste resurse, între care aurul și argintul se găsesc și în filoane sau diseminate în celelalte roci. De la suprafață spre adâncime, geologii au constatat și s-au făcut și de către RMGC, cu 1700 de... aproximativ 1700 de foraje, pe 14.000 de, aici 14 kilometri adâncime, și s-a constatat că la suprafață concentrația este mai mare și pe măsură ce se merge în adâncime este mai mică. Dar ele, acestea există și suprafața concesionată este mult mai mare, nu numai la Roșia Montană. Cuprinde și alte zone, localitatea, de exemplu, Bucium, în apropiere, acolo unde sunt rezervațiile naturale de la detunatele, sau și se extinde și mai spre sus, spre județul Hunedoara, spre Almașul Mare, spre nu până chiar la Certeșe, și chiar și zăcămintele de uraniu vor intra, pentru că se prevede că, și a spus-o și domnul Șova în ultimul timp, că acest contract, această înțelegere poate fi prelungită la cererea RMGC-ului. Câți ani se dorește? Am înțeles. Acum, trebuie să luăm 2 minute de publicitate și după aș vrea să ne povestiți cam cum văd românii de acolo lucrurile, dar înainte de asta va trebui să scanăm așa presa locală. Publicitate, revenim. Da, suntem din nou în legătură directă. După cum spuneam, pregătim materialele video, imediat intrăm și cu ele. Bună dimineața, Angela! Bună dimineața! Așa, presa locală o luăm repejor în răspăr și nu insistăm foarte mult asupra ei, pentru că am să vă invit să puneți mâna pe ziare și să citiți despre ce e vorba. Obiectivul de astăzi deschide ediția cu o știre care cred eu este foarte importantă. Pădurile Bucovinei rămân proprietate publică. Ieri, Curtea de Apel Cluj a admis apelul RNP împotriva hotărârii date în martie 2007 de Tribunalul Suceava în favoarea Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina. Instanța suceveană a dispus atunci împroprietărirea fundației cu 166.000 de hectare de pădure plus infrastructura silvică aferentă. Hotărârea tribunalului a fost desființată la Cluj, iar FBORB poate ataca decizia Curții de Apel din Ardeal la Înalta Curte de Casație și Justiție. Întrebat ieri cum va acționa în continuare, Înalt Preasfinția Sapimen a spus doar: nu sunt jurist, nu știu ce vom face.
Și Monitorul de Suceava dezbate acest subiect. Fondul Bisericesc Ortodox din Bucovina a pierdut procesul în care revendică 166.813 hectare de pădure, iar Curtea de Apel Cluj a admis apelul statului român și a respins acțiunea reprezentanților bisericii, dar o decizie finală se va lua de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Domnii mei, ați urmărit până acum cu mare atenție, eu aș zice, pentru o parte a societății, cei care nu agrează ideea ca pădurile să ajungă pe mâna fondului bisericesc, deci nu pe mâna bisericii, cum s-ar spune, e fondul bisericesc, e altceva din ce am înțeles eu, că ăsta e principalul punct care e atacat de susținătorii rămânerii pădurilor în gestiunea statului. E o înfrângere puternică. Dacă îmi dați voie aici, aș prezenta cu biserica și cu asta. Vă rog. Eu sunt de acord, domnule, nu sunt de acord cu legea care o dat-o. Sunt de acord ca biserica să fi primit aceasta. De ce spun asta, motivez? Cum au primit regele tot ce au avut el, toate bunurile pe care i s-au dat la rege, cu mulți moștenitori care au primit, alții prin șmecherii, prin asta. De ce biserica să nu primească? Pentru că știți de ce vă spun? Pentru că vedeți la direcția silvică ce se întâmplă cu pădurile, aproape sunt păduri rase de pe. Dacă aș vedea, domnule, merge bine, uite direcția silvică ce se ocupă, domnule, pădurile, nu stăiete, nu nimica, decât să le dea hectarele astea să le folosească chiar direcția silvică, să le vândă, răspunde ceea ce declar, să le vândă, dă-le la biserică, domnule, la fondul bisericesc, cum ați spus dumneavoastră, nu la biserică, la fondul, dați-le, cred că biserica că nu o să le furi și așa, sunt de acord că să nu sunt eu, de acord cu legea. Eu nu mai cred nimic în nu, eu asta vă spun. Pentru că el a fost, dacă știți, în 1863, când a fost secularizarea, asta a locul ăsta Picuza, detronarea, că au trecut bisericile la stat, tot, asta pădurile la stat, și-au pierdut și tronul și aia, și de aia preoții, acum sărace se luptă și asta pun întrebare. Toți și-au primit, domnule, toți și-au făcut pământ care au avut, alte case, au stat prin America, au venit acum, i-au dat, alții nici nu au avut. Dar de ce la biserică să nu-i dai? Da, biserica plătește impozit. Dar cum să nu plătească astea impozite? Sunt... Eu știu ce spun. Sunt un om care... Dar văd că dumneavoastră nu știți de ce nu? Adică cum să... Ia pădurea și nu plătește impozite? Sau cum? Păi dar dacă biserica în esență nu plătește impozite, ce că dumneavoastră, domnul Cernic? Dar pe asta e vinova statul, domnule, dacă nu plătește. Da, păi dar sunt legile astea proaste din țară, domnule. Aici e problema mea din perspectiva asta, pentru că... Nici statul nu s-a dovedit până acum cel mai bun gestionar. Păi, dar cine-i vinovat? Totuși, dați-mi voie să vă spun. Eu am, personal, am un respect deosebit pentru ceea ce înseamnă direcția silvică și eu cred că, cel puțin la noi în județ, eu nu știu ce e în alte părți, știu că în alte părți radă ăștia nu se poate, dar la noi în județ, ori avem noi atât de multă pădure încât nu se prea... Dar chiar asta cu defrișatul unui... La noi, noi am avut probleme, dacă țineți minte, când a venit vântoasa aia puternică de a culcat toți copacii de pe un versantul unui munte. Dar eu n-am cunoștință la noi să fie nenorocit cum sunt în alte părți. Plus că e și normal să exploatezi pădurea, nu să o defrișezi. Am trecut săptămâna trecută spre Sireta, am mers și am văzut o fabrică, nu dau nume, nu spun așa, o fabrică care zi și noapte prelucrează bușteni, lemn și săcară puternic acolo. Venind înapoi noaptea, m-am întâlnit cu foarte multe tiruri care, încărcate cu bușteni, mergeau la acea fabrică și vă spun eu că se taie în continuare și ilegal. Dar întotdeauna, deci s-a tăiat și se va tăia, important este, atenție ce spun, să se exploateze pădurea, să nu se pună la pământ. E o mică diferență, e nuanță aici, nu discutăm de nu altceva. Nu se exploatează legal, domnule, nu cum azi. Păi, aici mă deranjează, domnule. Că de aici și eu pensia sufăr, că aia nu plătesc ca lumea, ei fac afaceri, ei sunt bogățeți de nu se poate și noi oamenii simpli suferim din cauza... Uite cum ați ajuns dumneavoastră, una, a doua ați băgat pensia în față, noi vorbeam de fondul bisericii. O bag și pensia pentru că și mă doare pe mine, domnule. Domnul Stan. Eu, în legătură cu problema aceasta de defrișării pădurilor... A defrișării pădurilor, nu, am pornit de la faptul că această curte de apel din Cluj a dat știri de cauza statului. Eu spun numai consecințele. Important ar fi ca aceste păduri să ajungă în mâna celora care nu numai că le exploatează, dar le și refac. Și le refac, pentru că se taie în neștire și se face și nu se replantează aproape nimic. Și în vremea lui, înainte de 89, s-a tăiat foarte mult, dar în același an se și făceau replantări și din cauza aceasta
nu a fost un dezechilibru așa de grav. Deci, nu știu, dacă și bisericile ele au posibilitățile acestea de împădurire prin... Nu mai discutăm aici de posibilitate, discutăm de lege. Că e statul, că e un privat, în mod firesc trebuie să supun aceleași legi, da? Da. Nu ai voie să tai, e pădurea ta, da. N-ai voie să tai de nebun, să intri cu drujba și să tai tot ce... N-ai voie, eu așa știu. Nu. Este normal să fie așa, trebuie să ne gândim la viitor, așa cum... Păi, cum să nu? Da. Cum să nu? Bun. Haideți să mai luăm două, trei articole din presa locală. De astăzi trecem la Crai Nou. Guvernanții singurii care nu iubesc copiii din acestei țări. După protestul de ieri al cadrelor didactice și studenților, se preconizează strângerea de semnături pentru intrarea învățământului în grevă generală. De ce râzi, Angela? A fost într-adevăr ieri profesor, am avut niște... Ai fost ieri profesor? Bravo, Angela. Au avut niște lozinci foarte interesante. Dar tu ce te așteptai? Să aibă de alea ca la galerie? Nu, de alea ce strigă rapidul? Sau ce strigă steaua? Sub nicio formă nu, dar foarte bine gândite, cu un scop foarte bine definit, exact la țintă trimise. Nu știu... Aș completa eu, degeaba. Acum vreau să zic eu, nu știu cât vor ajunge aceste... lozinci la urechile cui trebuie, dar să sperăm că n-au ieșit degeaba în stradă, atât studenții cât și cadrele didactice. Au fost și elevi. Deci câțiva elevi au fost. Nu trăiesc cu senzația că se iese degeaba în stradă, doamna Ionesi? Nu cred că se iese degeaba în stradă. Deci vor fi niște repercursiuni în viitor. Câte săptămâni la rând au ieșit cei cu Roșia Muntană în stradă? Cred că 2 luni de zile avem. Mai bine de 2 luni de zile. Erau 10 săptămâni, ce înseamnă, da, și trebuie 2 luni jumate. Trebuie să vedem foarte bine segmentul. Deci cine se prezintă la acele manifestări? Majoritatea sunt tineri. Deci tinerii doresc... Care nu ies la vot oricum, deci nu contează. Ori să iasă, pe viitor sperăm să iasă. Când ies și ei la pensie, nu? Sau când? Nu când or să iasă la pensie, deci... Când... Își dorească să schimbe ceva. Exact, o să dorească să schimbe și chiar doresc. Dar dumneavoastră de ce nu v-ați împrietene cu doamna a Catrinei? Avem opțiuni diferite. Păi cum, sunteți amândouă în PRM? Conflict de generații, Conflict poate? De generații, da. Dar să evităm... Deci evaluat doamna a Catrinei cu ceva de genul, domne, pe vremea mea... Sunt prea tânără ca să fac politică. Acesta este mesajul din partea doamnei a Catrinei. Și cu sediu cum rămâne? Cu sediu cum rămâne? Păi sediu este proprietatea PRM-ului. Da? Da. Membrii au participat la cumpărarea sediului. S-a cumpărat la un preț foarte mic și nu este proprietatea nimănui. Este a membrilor PRM. Care... Și dacă toți membrii PRM migrează în alt partid, își pot lua și sediu cu ei? Niciun membru cu care am discutat și este la un alt partid n-a uitat că a fost în PRM. Deci vă rog să țineți cont de lucru pe care îl spun. Da, da, vedeți dumneavoastră, legea România nu crede de pe cuvânt ceva, e pe hârtie. În inima lor a rămas acolo PRM. Nu, dar pe hârtie, adică trebuie să cesioneze către PRM. Sau sediu e cumpărat pe numele cuiva sau pe numele unui partid, sediu nu? Este cumpărat pe numele Partidului România Mare. De ce a partidului? Exact, dar partidul nu putea să meargă să încheie niște acte, niște documente. Deci un reprezentant, la momentul respectiv, deci în perioada anilor 2004-2005, s-a cumpărat sediu de la primărie, președintele partidului era domnul a Catrinei, Dumnezeu să-l odihnească, și el a reprezentat partidul la momentul respectiv. Deci... Nu este proprietatea. Deci e trecut acolo ca proprietar Partidul România Mare, filiala Suceava, exact. Sau domnul a Catrinei și acum căutăm de aia, cum se cheamă, act notarial, să vedem cui a lăsat moștenirea. Eu am situația de la primărie și este, deci, repet, este sediu Partidului România Mare, filiala Suceava. Da. Bun. Deci avem articolul acesta din Crai Nou semnat de Ana Maria Străchinescu, guvernanții singurii care nu iubesc copiii acestei țări, și dumneavoastră spuneți că dacă iese lumea în stradă, e de bine. Nu știu, dar au ieșit
vreo 10.000 sau mai bine de dascăle acolo la București au făcut varză din manifestația respectivă. O știre n-au dat pe fluxurile de presă naționale. Adică e ceva care vor să acopere, să se așeze. Eu știți de ce zic că nu cred că se poate face nimic? Pentru că fiind toți angajați bugetari, da? Cine mă, bugetarul ăsta îmi face mie figuri? Pac, două, trei controle peste profesor și... vedeți cum dă domnul Stan din cap? Așa este adevărat. Deci ies oamenii, vin în stradă, domne, avem drepturi, avem nu știu ce, dați-ne ceea ce trebuie, ceea ce e nevoie. Voi faceți figuri, da? Sigur, nu aș vrea să supăr pe nimeni, o manifestație a homosexualilor nu este reprimată așa, cum este uitată sau neglijată de către acum o manifestație a cadrelor didactice. Eu am lucrat, sigur, 40 și ceva de ani în învățământ, nu spun că am dus-o greu sau foarte bine, dar văd că acum o duc mai rău, nu numai cei care sunt debutanți, ci și cei cu o vechime mai mare în învățământ. Se acordă atenție scăzută în continuare școlii, dar nu numai școlii. A să fim sinceri, nu numai școlii. Dacă discutăm acum de școală, că dascălii și elevii au ieșit în stradă, atunci vorbim de școală, că nu se acordă atenție școlii. Și am fie vorba între noi, oricum dumneavoastră cu cineva povesteam, domnule, noroc de scandalul ăsta cu Roșia Montană, că știe lumea unde sunt apusenii pe hartă. Da, din păcate așa a fost și când tremurul și când atunci până atunci nu se știa ce înseamnă grade Richter sau Mercalli, de atunci știu oamenii și ce e Richter și ce este Mercalli, referitor la efectele lor, dacă sunt necesare, dacă pot duce la ceva, speranța moare ultima, dar din păcate moare. Da. Domnule Marius, dacă prezesc cu ieșirea în stradă, dumneavoastră ați afirmat că nu dau rezultate. Și eu răspund de ceea ce afirm, domnule. Foarte bine, dar nu că vreau să vă acuz, dar vreau să-mi dau cu părerea că să spun, că dumneavoastră ați spus că nu dau rezultate aceste ieșiri în stradă. E adevărat ce a spus, nu dau rezultate, pentru că vedeți exemplul termic când a ieșit, am înțeles că o dat 300 de angajați afară, el în manifestare în stradă a ieșit 100 de oameni. Întreb eu, unde sunt ceilalți? Unde sunt pensionarii de la termic care să vie să susțină? Elevi, iară, întreb eu, o grămadă de studenți, elevi, chiar așa, câți elevi au ieșit ieri în față, cum am uitat și eu aia. Deci sunt puțin când se iese în stradă, vă dau exemplu, Revoluția din 89, când a ieșit atâta lume în stradă, a răsturnat un guvern, a răsturnat securitatea lui Ceaușescu, care spuneam, eu am trăit vremurile, nu puteai să-l clintești, domnule, mă gândeam, nimeni nu o să-l dea jos. Nimic nu am niște... Da. Și ați văzut mulțimea, deci acestea au ieșire în stradă, dar să fie multă lume, cu 10 oameni, cu 100 de oameni. A dat să puteți exemplu termic, au rezolvat ceva, nu ieșit 100 de oameni. Nu ieșit nici cei care au fost dați afară, domnule. Asta e român. Uniți-vă toți. Auziți, puterea e în mâna noastră, nu e în mâna guvernului, ca să știți, în mâna celor care ne conduc. Puterea e în mâna poporului. Oamenii trebuie să înțeleagă, dar trebuie să fie toți uniți. Și pe tineretul ieri care a ieșit în stradă, studenții felicit. Că vreau să vă spun că în majoritatea țărilor civilizate, studenții au răsturnat guverne, au dat jos guverne de la studenți. Ei sunt o putere, sunt intelectuali, sunt băieți cu minți. Așteaptă eu un moș bătrân să mă duc în față, să strig, să fac pentru drepturile lor. Ei să se lupte pentru mine, pentru părinților, pentru bunicilor care, uitați, în ce situație trăim. Și tot vă supărați că tot ajung la asta, dar ajung la viață, că asta e interesul. Viața de zi cu zi. Nu știu cum să vă întrerup ca să trecem la următorul subiect. Gata, îmi cer scuze dacă am vorbit, dar asta vă spun cu ieșirea în stradă. Dă randament, dar să fie toți să se iasă cât mai multă lume, domnule. Se cheamă asta incitare la... Nu, asta am vrut să spun. Nu incit. Spune în adevăr, la învățământ. O promis înainte de alegere, am vă spus, dacă vreți fluturați, PIB-ul, deci din produsul intern brut, va aloca la învățământ 6%. Le dă 2,7%, micenoșilor. Vreau să spun. Totdeauna a fost lucrul ăsta. Vreau să spun ce o să mai promite la viitoarele alegeri, că la alegerile astea o promis locuri de muncă, o promis pensie mărită, alocația la copil, alocații 42 de lei ruși. Cine obrazul să le fie la guvernanță? 42 de lei! Domnule, vedeți că mi s-o nu, dar se apropie de spital aici, în caz de ceva am ajuns. Depinde de tură, că pe tură e domnul Cârlan, pe tură e domnul Brădăț. Mă cunosc amândoi. PSD-ul nu e PDL. Mă salvează amândoi, că mă știu. Îmi cer scuze dacă am fost obraznic. Nu, eu chiar cred că, nu știu, aș da drumul la SMS-urile telespectatorilor să ne spună care e opinia lor. Dar uite că
se epuizează partea a doua emisiunii și n-am dat drumul la material. Hai să dăm drumul la material să vedem câteva imagini de acolo, de la Roșia Montană. Să nu vedeți doar de pe... Un pic, dacă se poate, Cătălin, sunet un platou un pic mai jos. Mai jos. Da, este vorba aici de detunata, acea rezervație care se află în imediata apropiere de Roșia Montană și care constituie un important obiectiv turistic, pentru că este unic la noi în țară și printre puține din Europa. În Islanda se mai găsesc asemenea imagini, deci ceea ce vedeți dumneavoastră acolo ca niște stâlpi, ca niște arbori, este vorba de piatră. Piatră care... Eu mă gândeam că sunt chiar arbori ceea ce... Nu, este piatră îndoită sub propria greutate. Sigur că... În urma cărui proces? Pentru că sunt niște procese, sunt procese, într-adevăr, când iese lava, ea se întărește sub aceste forme și apoi sub propria greutate și piatra se îndoaie. Așa cum munții s-au încrețit, formați din piatră, datorită unor forțe deosebite. Deci, până la urmă, din cauza greutății și munții se mai îndoaie. Eu știam că din cauza greutății, din toate cântecele alea patriotice, noi stăm ca un zid, ca un munte. Da, dar și noi ne mai îndoim, am înțeles. Da. Da, este o zonă turistică, de exemplu, pentru localitatea, să spunem noi, Gârda, unde se află și Ghețarul de la Scărișoara, s-au construit acum șosele în ultimul timp. Înainte se mergea doar cu piciorul, acum sunt două căi de acces chiar spre Ghețarul Scărișoara. Deci în ultimul timp, pentru ce s-au construit acele șosele? S-au cheltuit mulți bani, Ca să vină turiști să vadă Roșia Montană Gold Corporation. Da, să vadă lacul care se va întinde pe aproximativ 300 de hectare, s-ar putea să greșesc titlul, cu adâncimea maximă în apropierea barajului de 175 de metri cu ceanuri care se reevaporă și rezultă acidul cianhidric, care este periculos. Timp de 2-3 ani el rămâne în atmosferă. Păi, într-adevăr, o zonă deșertică va fi pentru viitor. Și pe o rază destul de mare, unii apreciază. Dar vedeți, chiar... dumneavoastră, am imaginea, în urma tuturor lucrurilor care s-au prezentat vis-a-vis de Roșia Montană Gold Corporation, că e ceva deosebit acolo, ceva foarte frumos cu această exploatare și că toată lumea își dorește lucrul ăsta. Toată lumea de acolo, din Roșia Montană. Da, să lămurim și problemele acestea. Dacă oamenii... Ați mers, ați filmat în Roșia Montană? Asta nu mai este în Roșia, dar puteți să treceți cu deja la meeting-ul care a avut loc, dar da, vreau să spun că este o zonă... La Câmpeni. La a Câmpeni? Fost cel mai mare adică meeting după... La 2 km de Roșia Montană, la 50 nu, de km? La aproximativ 10 km de Roșia Montană, acolo este capitala Țării Moților. De aceea s-a întrunit acolo și au participat un număr mai mare decât s-au apreciat, numărul apreciat de către diferite televiziuni. Marea majoritate a populației spunea că sunt în jur de 6.000 de manifestanți. Eu să spun 5.000, dar nici 1.500 sau 2.000, cum au prezentat unele posturi de televiziune. Imaginele acestea nu sunt prea potrivite, adică nu le-am putut să le iau prea bine pentru că eu n-am avut condiții de... Era și gălăgie și nu aveam... Trebuia să le spună, să facă liniște. Că... Da, trebuia oamenii și spuneau acolo gândurile. Dar cine e cetățeanul ăsta care se... Este cel care este președintele societății Alburnus Maior, cei care nu vor să părăsească sub nicio formă proprietățile pe care le au. Să auzim ce spune fetița asta măcar. Am rădăcinile Țara Moților. De unde sunteți? Din Baia de Arieș. Că nu sunt de acord ca bunicii mei să fie scoși din pământ, ca cineva să se îmbogățească peste mărșii. Eu îmi iubesc patria și îmi iubesc părinții și Țara Moților și vreau să rămân așa cum este, cum a dat Dumnezeu, așa cum sunt munții de milioane de ani. Noi nu avem drept în generația asta să distrugem tot ce este aici în numele beneficii economice posibile pentru niște locuri de muncă infinit mai mici față de ce se va distruge dacă va pune acest proiect. Oamenii care trăiesc aici nu vor mai avea viață ca și până acum. Nu vor mai putea face agricultură ca și până acum.
care se presupune că se dezvoltă și încet încet s-a dezvoltat în ultimii ani. Va muri, pur și simplu va muri. Toate investițiile care au făcut oamenii ăștia aici de atâția zeci de ani, unde vor pleca? Ce vor face? V-am luat toți grupii de ei, să plecăm toți din țara asta, asta vor. Am venit din Brașov, aici un grup de... Și trebuie să fim uniți, să ne ajutăm unii pe alții. Dacă nu ieșim cu toții, nimic nu se va întâmpla în țara asta. Vom fi un neam de sclavi. Dorința mea e toată lumea să iasă, să iasă să fim uniți. Cu telecomanda stând în mână, nu se rezolvă problemele. Vom arăta că suntem slabi și cred că nu asta e intenția noastră. Oricine vine, văd că ne minte în continuare și se schimbă și promite. Da, haideți să mai trecem aici cu... domnul Funar? Da, puțin, că nu aveam condiții bune. Păi nu, când a ajuns domnul Funar a început să dea muzica mai tare. Știți că sunt multe bancuri cu... Dar nu vorbește dânsul, nu vorbește de la tribună, l-am întâlnit în parcă, acolo în spatele. Am înțeles și i-ați adresat o întrebare, dar vedeți, domnul Cernincă deja s-a înfoiat. Domnul Funar e în partea aialaltă de perete. Nu, am toată stima și respectul față de dumnealui, așa că îl consider patriot. Că a căzut el într-o greșeală, cum a căzut, m-a spus, e un joc. Timpul să vă demonstreze, timpul să vă demonstreze ce v-a spus și doamna președintea, o să vă demonstreze adevărul din Partidul România Mare. Ce să spun? Cătălino, hai să ne întoarcem la noastră, pregătește și ultimul calup de publicitate ca să rezolvăm și problema asta, să nu intrăm în criză de timp. Deci, până la urmă, l-aduceți pe calea cea bună pe domnul Funar, nu? Sperăm. S-ar putea să-l regăsiți alături de Vadim. În scurt timp, da. Păi ar fi bine. Mamă, câte bancuri erau cu Funar, țineți? Și cum să nu, da? Politicieni nu, mai ales? Nu știu câte pot fi spuse la matinal. Ați văzut okay. Reportaj? Asta e adevărat, adevărul la Roșia Montană. Nu ce ni prezintă politicienii. Păi, vedeți dumneavoastră, aici, cam asta... Să înțeleagă oamenii. Acum continuiam la o variantă de formulare. Doamne, vin oamenii ăștia și spun niște adevăruri din punctul meu de vedere mult prea dureroase, da? Și pun așa cumva degetul pe rană și ne atrag atenția asupra unor lucruri pe care noi, și aici mă simt și eu așa într-o mică măsură, dar mult prea mică măsură, vinovat. Doamne, eu intru în categoria aia, adică stau aici, în partea asta altă de sticlă, oamenii sunt în partea aia altă și sunt cu telecomanda. Spunea doamna, domne, mai trebuie lăsați... Trebuie să facă cineva mai, și lucrul ăsta. Eu vă spun sincer, de-aia nu mă simt vinovat, pentru că eu măcar încerc să fiu echilibrat. Vedeți, și în dimineața asta mi-am asumat un rol ingrat. Nu reușesc să mă țin de el, să fiu de partea Roșia Montană Gold Corporation, pentru că vă mărturisesc că nu pentru că sunteți români adevărat. Dar nu găsesc... Sunteți români adevărat. Adică, vă spun sincer, e următoarea chestiune. Avem acolo, în muntele ăla, aur. Da? Toată lumea e de acord. A fost mult aur, s-a exploatat mult aur, a mai rămas niște aur. Da? Eu nu spun următorul lucru. Da, e o problemă, avem acolo, e ok. Dar dați-mi voie să vă spun. Și aici eu fac pariu cu oricine. Să am eu aur, da? Nu statul român, eu. Da. Da? Și să am la un moment dat nevoie, și acolo în munte, da?
dar am nevoie de niște bani, pentru că trec prin criză, da? Nimic nu mă împiedică să-l vând aurul ăla. Domnule, uite, atâta este. Tu vino, fă prospecțiuni, zi-mi cât este, hai să ne înțelegem. Face 10 miliarde ce acolo înăuntru? Da. Ca să-l exploateze, costă nu știu cât? Da. Mie dăm 3 miliarde. Dar am o singură condiție în problema asta. Da, o condiție mare. Nu-l exploatez acum cu ceanuri. Îl exploatez peste 20 de ani cu altceva. E treaba ta. Dar nu cu ceanuri. Problema este într-adevăr complicată în sensul în care deocamdată în Europa se folose singura metodă de obținere a aurului este prin cianurare. Nu e singura, da, dar e chiar zilele trecute am auzit că în Statele Unite a fost pusă la punct o metodă care nu folosește cianurarea. Și aceasta eliberează mari cantități de substanțe toxice, de cianurile, care sunt deosebit de periculoase pentru agricultură, pentru viața omului. Dar sunt date o mulțime de exemple în care uzinele care folosesc, de exemplu, cele din Suedia, că în Suedia și Sardinia din Italia, insula Sardinia din Italia, se folosește cianurarea. Și, de exemplu, un grup suedez cel mai puternic în acest sens a produs puternice sau grave accidente ecologice în filialele sale din Spania, dar și prin Noua Zeelandă. Și trebuie să spunem că crește deosebit de mult creștere rapidă a numărului celor care se îmbolnăvesc și a celor care suferă de boli mentale, consumului de droguri, că asta este, cianurile acționează foarte perfid, nu numai direct așa, și se presupune că la Roșia Montană se vor folosi 120.000 de tone anual de cianuri. 120 sau 12.000, s-ar putea să greșesc eu aici, de cianuri. Dacă sunt aceleași date, acum l-am prins pe domnul Cerlin. Verificăm acum. Da, să vedem. Asta vă spun imediat câte cianuri se vor folosi. Aici s-ar folosi de 13 ori mai multă cianură de sodiu decât toată cantitatea folosită actualmente pe continent. În 17 ani ar intra în proces industrial 204.000 tone. Domnul Cernic, la dumneavoastră cât e? Care 500 de înseamnă 600 de miliarde de doze letale. Bineînțeles, dacă s-ar inhala, fiecare 600 de miliarde. Asta, eu v-am spus, 200 de milioane kilograme cianură. Da, e același. 204.000 tone. Vorbește un specialist, hai să domnul profesor, noi vă să le cerlim. Craterul care se va face acolo prin distrugerea celor patru munți va avea 8 km. 1-0 pentru domnul Cerlincă în dimineața asta, adică... Dar nu că vreau să vă spun, niciodată nu vin cu ce am auzit, vin întotdeauna cu date sau vin informat. 204.000, astea sunt cifrele date și de unii și de alții. Să nu uităm câtă dinamită. Am văzut ieri un film așa cu tremurător pentru mine, unul care s-a depozitat de către cei de la RMGC o cantitate de dinamită în curte. Omul a chemat poliția la 112, nu a venit nimeni și pe urmă când au chemat ceilalți, el a făcut gălăgie. L-au arestat că avea dinamită în curte. Da, la unul oarecare Schuster, nu știu care, vreau să-l aresteze pe el pentru că de ce le-a cerut să scoată de acolo. Nu știu, dacă este adevărat, dar nu putea să nu fie adevărat. Haideți că e frumos, nu? Adică da, începem e interesant. Cu tremur, să vedeți ce cu tremur ne dă Cătălin dacă nu dăm drumul la publicitate. Publicitate, revenim cu finalul emisiunii. De kilograme. Revine totul pentru casa ta. Da, partea finală a emisiunii noastre, nu pot să nu remarc că senatoarea Vasilica Miron, Steliana Vasilica Miron, cere prelungirea licenței de exploatare pentru mina de uraniu de la Crucea, dar aici nu avem noi problemele care sunt la București, nu? Sau din contră,
nu se mai discută ce uraniu, ce... Apare doamna Miron cu problema asta, parcă nu iese lumea în stradă, nici să o susțină, nici să o... Am citit articolul acela din monitorul sau din... din monitorul, parcă monitor. Sigur că astăzi resursele naturale sunt atu de dezvoltare a unor țări. Să nu uităm ce înseamnă Gazpromul, ce înseamnă petrolul pentru țările arabe sau alte resurse, inclusiv cele care sunt resursele forestiere din țările nordice. Sau țărilor subdezvoltate din centrul Europei. Și Dumnezeu, când a împărțit resursele, nu i-a neglijat pe nimeni. Pe unii... Dar nu ne-a dat minte. Da, asta e adevărat. Sau cum e? Domne, Dumnezeu a dat la România tot, și aur, și munți, și păduri. Doamne Dumnezeule, dar chiar așa dai tot la România? Stai să vezi ce conducători le dau. O să le dau eu, da. Dumnezeu le-a dat minte și înțelepciune la toți, numai că oamenii nu au folosit acești talanți așa cum trebuie. Uneori i-au folosit bine și acele țări au ajuns departe, dar din păcate tocmai acele țări au și păcălit. Am asta și mă gândesc, ce mi-aș dori, să am o țară bogată sau să am o țară cu niște conducători deștepți? Pentru că până acum s-a văzut clar că dacă ai o țară conducători deștepți, până la urmă faci și banul, adică sigur, mai cucerești, mai faci ceva. Olanda nu are prea multe resurse în ultimul timp. Nu are deloc, că au intrat în mare și au dat, în ultimul timp au descoperit resursele de gaze și de petrol din Marea Nordului, dar a ajuns una din marele puteri industriale ale lumii și care are un rol deosebit de important. Domnul Stan, haideți că ajungem niște discuții de astea, mie îmi plac foarte mult, dar pierdem subiectul numărul 1 al zilei de astăzi, cu doamna Saveta Ionesi și cu domnul Cerlin, că normal, ne-am mai întâlnit și ne-am mai întâlnit, dar la dumneavoastră e un pic mai greu să vă aduc eu în fiecare săptămână sau oricum vreau să vă mai chem la o altă ediție a emisiunii. Pe probleme de ecologie mai ales. Și pe probleme de ecologie, dar acum am zis așa, sunteți astăzi aici, în platoul Bucovina TV, pentru că s-a discutat mult despre Roșia Montană, dar am discutat noi ăștia care ne mai documentăm, ne mai uităm, mai vorbim după ureche, da? Dar dumneavoastră sunteți moți de acolo și mai mult decât atât, cred că vă îndreptățește și școala pe care ați făcut-o și pe care ați predat-o de-a lungul timpului. Mai mult decât atât, aveți și o pasiune pentru film, mai aveți și aici au fost câteva, chiar mai pune imagini cu din prima peisajele parte, de acolo. Din cu peisajele, parte, că alea sunt grozave. Ceea ce a părerea rectorului Universității Ecologice din Deva și cei nu care lucrează în domeniul turismului. Nu mai avem nu mai este timp. O să le urcăm pe YouTube, eventual. Data viitoare să veniți, domnule, uite, pe ăsta vreau să-l băgăm, da? Da. Și, poate dacă reușim și în dimineața asta, dar nu cred, nu mai avem timp. Bine, nu. Și chiar îmi pare rău. Mai mult decât atât vreau să... Vreau să-mi spuneți, care e totuși părerea oamenilor de acolo, din zona Moților? Ați luat câteva imagini de acolo, dar nu mi-ați prezentat cam câtă lume era. Care e atitudinea celor este meeting-ul, cea mai mare parte, nu meeting-ul. Era meeting acolo la 10 km de Roșia Montană, dar erau cetățeni din Cluj, era domnul Funar, erau... Brașov, acolo, adică erau din majoritate erau moți. Acum, într-adevăr, părerile, așa cum se spune, părerile sunt împărțite, dar nu 50%. Eu consider cam 80% din locuitorii munților apuseni sunt împotrivă și 20% cred că sunt pentru. Unii dintre ei își fac iluzii că toți vor lucra acolo. Eu cunosc persoane despre care știam că au fost înainte pentru proiectul Roșia Montană, pentru că aveau angajat, de exemplu, la acțiunea de ecologizare un membru al familiei. Dar cu timpul și-au dat seama că
asta nu va, nu va dura mult. 25 de ani va fi cu totul post activitate sau cu ecologizarea cu tot. Dar după aceea ce se va rămâne? Ce se va întâmpla? Nu este vorba de dezvoltare durabilă și oamenii înțeleg și ei ce înseamnă dezvoltare durabilă. Și ei în primul rând se gândesc, ce facem noi de aici, că noi trebuie să plecăm, nu putem. Nu numai din Roșia Montană, Bucium și Câmpeni sau Abrud, ci și de pe o zonă mult mai largă. Este lucrul ăsta important. Ei trebuie să gândească și la alte activități obligatorii. Dezvoltarea durabilă nu înseamnă dezvoltare monoindustrială, cum cum cred o parte din ei. Sigur că trebuie, e nevoie și de minerit, dar trebuie să ne gândim că pentru locurile de muncă, în toată țara problema locurilor de muncă este la fel de complicată. Și aici în Bucovina, și în Maramure, și în Dobrogea, și nu mai vorbim în zonele mai sărace ale țării, cum ar fi județele Vaslui sau Botoșani. Ba chiar și în Banat și în București problema este mai simplă. Deci peste tot există problema locurilor de muncă. Și pentru 500, pentru 1000, să spunem noi, de oameni, nu putem să amanetăm, am putea spune, resursele naturale. Este vorba totuși de... Ba cumva, da. Aici, haide să mă dau de partea altă. Ba da, se pot face lucrurile astea, dar știți cum? Într-o afacere, cam trebuie să câștige ambele părți. Da. Da? Dar nu unii 80% și unii... Dați-mi voie să vă spun așa. Nu, asta e pe bază de negociere. Unul poate să muncească mai mult și să primească mai puțin, unul poate să gândească mai mult și să primească mai mult. Sau variantele sunt tocmai că aici s-a negociat prost. S-a negociat prost. Asta, de câte toate guvernele, să spunem noi, post-decembriste. S-a negociat prost, nu în favoarea țării. Stai să mai iau de domnul Cerlin, că aici sunt 1700 de kilometri de... Nu, astea nu sunt galeriile romane, vechile galerii romane, corande, este vorba de dezvoltarea turistică, de valorificarea peisajului. Dar spuneți-mi, vă rog frumos, unde s-au blocat minerii s-au blocat în subteran? Eu am văzut galeria turistică, am și filmări făcute acolo. Și avem aici turistică, pe caseta asta nu avem. Deci mă obligați să vă mai chem o dată, am înțeles. Nu mai există galerii în Roșia Montană. Din 2007 nu s-a mai exploatat, nu se mai exploatează aproape nicăieri în galerii. Sunt foarte scumpe și atunci se exploatează în totalitate. Muntele dintr-o parte în alta. Da, sigur. Vorba de patru masive muntoase, Orlea, Jig, Cetate și Cârnic, care vor fi rase de pe suprafața pământului. În locul lor va fi acel lac uriaș de pe unde este localitatea Corneaș. Ce spunea domnul Cerlin, că aici se vor biserici vor fi demolate, cimitire. De fapt, și în perioada înainte de 89 a fost un caz cu o biserică care acum este inundată, numai turnul se mai vede, a intrat în steril. Și lumea nu vrea să mai continue perioada aceea de tristă amintire. Măcar că se dădeau locuri de muncă și atunci, dar unii au avut de suferite, că nu putem trece peste cadavre pentru fericirea unora sau pentru, și mai grav, pentru îmbogățirea altora. Da. E cam ne apropiem de final și eu v-aș propune câte un cuvânt de încheiere cu promisiunea că ne mai vedem în cadrul matinalului. Eu aș zice așa că în ceea ce înseamnă război sau cum vreți să denumiți dumneavoastră situația Roșia Montană, cred că e ce e mai important. Eu cred că pur și simplu în momentul de față s-a semnat o pagină, e un fel de armistițiu, să vedem ce va urma. Poate și ca să nu mai iasă lumea în stradă, nu? E posibil și pentru asta să fi fost reacția celor care au votat de așa manieră în Parlamentul României și vis-a-vis de acea comisie. Eu cred că îi bănuiesc pe ai noștri senatori că au făcut chiar și cu mintea și cu sufletul lucrul ăsta, adică nu
au avut vreun interes anume sau ceva deosebit în cazul de față, ci pur și simplu au urmat tot ceea ce trebuia, dar nu pot să nu-mi ridic unele semne de întrebare, pentru că m-am uitat numai la reacția lui Gabriel Avrânceanu Firea vis-a-vis de respectivul subiect și a spus, domnule, dar nici măcar nu i-am ascultat pe cei din comisie. Mi se pare normal să dai un vot în baza unei în cunoștință de cauză. Câte un cuvânt de încheiere, începând cu Angela. Angela zice pa, nu? Da, eu domnul Cerlincă. În încheiere, ce pot să vă spun? Vreau să transmit un mesaj politicienilor în legătură și cu Roșia Montană. Vreau să răspund de ceea ce declar acum. Roșia Montană nu e ce... la instanță aici. Nu, dacă să înțeleagă oameni, că răspund că poate mulți o să mă acuze din politicieni, mă refer. Da. Răspund de ceea ce am afirmat, poate i-am deranjat pe o serie, eu răspund, am date, am probe. Vă spun din, ca om simplu și ca cetățean. Roșia Montană e o afacere, nu sunt locuri de muncă, nu e o afacere, s-o lua bani de grei de acolo, s-o lua comisioane, ați văzut ce date am adus aici, cu ei tu statule 2% și aia să-ți exploateze 10 ani minele, afacere din stat, ei se îmbogățesc, poporul român suferă și le reamintesc că n-au voie conform Constituției, că tot îmi arată mie omul de rând să respect Constituția care ei o încalcă în picioare, politicienii și cei mai ales care ne conduc, că bogățiile țării nu se vând, sunt ale întregului popor. Domnul, și le reamintesc după Revoluție, era un mesaj, domnule, nu ne vindem țara. Da. Îi rog pe ei să nu mai vând, nu. Asta cu nu ne vindem țara e... Le-am dat o moca. Nu ne vindem țara. Doamna Ianese. Doresc să transmit un mesaj către toți membrii PRM al filialei județului Suceava, la unitate, și ne așteaptă un test greu, alegerile europarlamentare. Domnul San. Eu sunt convins că parlamentarii, factorii de decizie, inclusiv cei politici, vor găsi înțelepciunea necesară să-și dea seama că această problemă trebuie să fie privită corect, să se țină seama de părerile specialiștilor, mai ales de părerea Academiei Române, care s-a pronunțat clar împotriva acestui proiect, aducând argumente suficiente, a Academiei de Științe Economice de la București, Bisericii Ortodoxe Române și Bisericii Unitariene, apoi celorlalte organizații, și că viitorul va rezolva această problemă spre binele și spre interesul tuturor cetățenilor din țara aceasta, pentru că Roșia Montană nu este... sau mai bine zis, este a întregii țări. Roșia Montană face parte din România. Nu, sigur, în niciun caz. Nu numai a celor de acolo sau a moților, ci a întregii țări, pentru că face parte încă deocamdată din România. Corect. Angela, cuvântul ei de final, cel mai important din această dimineață. V-am pupat, toate cele bune, până mâine. Tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Angela? Vă mulțumim pentru atenție. Ne revedem mâine dimineață de la 7:30. Până atunci, toate cele bune. O zi frumoasă!